Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Avem o grămadă de noutăți. O să începem cu chesturile mai întâi. Hai să luăm acest silver. Avem 141 de gold. Avem Barbarian Hunt și Goblins. O să continuăm cu Golden Chest-ul, cu 559 de gold, cu Giant Snowball, Firecracker și Barbarian Hunt și Goblin Giant. Mai avem aici, vedem că ni s-au completat deja cele două questuri, din care obținem un P.K.A. mare și un Electro Dragon. Mai avem și acest Free Chest, care vine și el cu 119 gold, un cutremur, 13 Firecracker și s-ar putea să avem o epică în chest. Un Electro Dragon. Bun. Mergem mai departe. Avem și niște oferte speciale în shop, să vedem despre ce e vorba. Ok, avem acest Legendary Chest cu 100.000 de gold, dar nu voi plăti cei 50 de lei. Încă o ofertă cu un Legendary Chest, 25.000 de gold și din nou e pe bani, așa că nu vom plăti această ofertă. Și un silver Chest care ne aduce 136 de gold, 2 Elixir Golem și Firecracker. Bun. Haideți să continuăm, să vedem ce s-a întâmplat și în chat. E nimic interesant, doar că avem de jucat meciul la OR. Și mai avem acest challenge care a început de doar câteva ore. Și o să-i dăm și noi join. Trebuie să ne facem un deck. Ok, hai să luăm deck-ul nostru clasic. Băi, nici nu mai știu cum era deck-ul. Mini P.K.A. era și Hog Rider, aveam și Arrows, aveam și Tesla, am pus Tesla. Aveam Freeze-ul și Arcașe, parcă. Ne mai trebuie o carte. Da, cred că racheta. Racheta pe care nu avem la level maxim, așa că vom lua Fireball-ul. De fapt, nu e deloc în... Ok. Vedem că putem ieși din acest challenge. Se numește Fast Cycle Mini Challenge. Ok. Asta înseamnă că vom avea boost de elixir. Ok. Battle un triple elixir. Ok. Deci jucăm un triple elixir battle. Și avem cărți sub 4 elixir. Hai să dăm un prim match. Un triple elixir battle, dar ar trebui să fie ok. Hai să încercăm un prim match. Băi, eu mi-am luat cărțile maxime și mi le dă de level 9. Ok, bun. Înseamnă că am început cu o greșeală. Hai să punem și mini P.K.A., să punem și Hog-ul, pun și arcașele pe aici pe undeva și mă pregătesc să dau un freeze pe... De fapt, nu cred că e nevoie. Pușuim puternic acolo către turn. Ne rămâne în viață acel Hog, dar nu reușim să dăm prea mult damage. O să pun aici Valkyra, o să punem și arcașele. Din păcate ne-a dat acel Arrows. Hai să trimitem din nou Hog-ul. O să punem și Freeze-ul pe turn. Prindem ceva trupe acolo. Sper că am nimerit și turnul. Nu, cred că am dat pe lângă acel Fireball. Dar important e că am nimerit acele trupe. Ok, scăpăm de acest Hog. Hai să ne apărăm și de Valkyra. Mai trimitem un push cu Hog-ul pe partea dreaptă, o să dăm și un Fireball aici și un Freeze, aș pune. Ok, și reușim să-i dăm jos primul... Nu reușim să-i dăm jos, dar nici mult nu mai are. Cred că un Arrow îl va scoate. În acest caz mutăm atacul pe partea stângă. Hai să dăm... Arrows-ul cam târziu. Adică nu am reușit să prindem și acești
Skeleton, gărzi, mă rog. Ok, o să pun mini PK pe Goblins. Stăm din nou un Fireball aici pe cele două trupe. Punem și arcașele. Spune din nou Tesla să ne apărăm. O să pun și Valkyra. Și pornim un nou atac cu Hog-ul pe partea stângă. Mai sunt 45 de secunde. Dar meciul e foarte imprevizibil, se pot întâmpla multe lucruri. Hai să ne apărăm momentan cu Valkyra și cu Tesla. Ok, scăpăm de acel Hog, scăpăm și de Valkyra. Hai să punem un mini pack aici. Spun arcașele și voi da un freeze pe trupele lui. O să punem și un Arrows. Probabil va pune Goblins acolo. Nu a pus. Și reușim să-i dăm jos al doilea turn. Fără îndoială. Acum trebuie să ne apărăm. O să pun mini pack pentru acest Hog. Și mai sunt doar 5 secunde din acest match. Pe care l-am câștigat. Sincer, mă așteptam să am cărțile la level 12, la level maxim, adică la 13, pentru că așa mi-l arăta în deck când mi-am ales cărțile. Ok, vedem că am mai făcut un quest care ne aduce 10 gemuri. Ok, mai avem nevoie de foarte puțin star points ca să putem maxa, să putem face golden o nouă carte. Între timp aș vrea să joc și un meci de 1v1. Între timp mi-am schimbat deck-ul, dacă puteți vedea. Păi am jucat acum cred că o zi, ieri am jucat cu cineva care avea un deck foarte asemănător cu ăsta, doar că folosea Magic Archer-ul și Mega Knight-ul. Și eu am pus Valkyra și Tesla, pentru că nu le aveam maxate și mi-era puțin cam greu să câștig cu un deck nemaxat. Și haideți să vedem cum ne descurcăm cu acest deck. Începem cu Wizard-ul. Bun, nu ne facem griji cu acel miner. O să pun și Bandita. Și vom trimite minerul în fața Wizard-ului. Bun, trebuie să ne apărăm acum. Healerul, îmi place foarte mult să joc cu healerul. Ok, cred că vom renunța la acea Valkyra. Da. Și ne luăm puțin damage pe turnul din dreapta. O să plecăm acum cu healerul din spate. Sper că va pune și el o trupă tot pe partea dreaptă, dar n-a pus. Ok. O să trimitem și Bandita. Sau mai degrabă, nu, voi pune Wizard-ul mai degrabă în spate și cu Lumberjack-ul. Și a avut mini pack-ul acela care ne-a cam rupt. A scos Wizard-ul dintr-un singur hit. Punem Bandita. Ar trebui să scoatem fără probleme acel Wizard. Bun. Vom pune din nou Valkyra în spate. Mutăm atacul pe partea stângă. Opa, 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 opa. Hai să punem healer-ul. Și încă n-am suficient elixir pentru Arrows. Da, ne-a dat jos turnul. Mai bine nu dăteam acele Rose. O să pun Lumberjack-ul și cu Bandita. Healer-ul ține, dar nu suficient de mult în viață acele trupe. Mă gândeam poate să bag Mirror-ul în locul unei cărți. Și să pot să pun 2 healeri consecutiv. Dar cum se poate, va pune mini pack-ul pe magician și
dacă reușeam să rămânem în viață cu acel lumberjack. Ok, avem o șansă. Veni și cu al doilea healer, dar se duce timpul și din păcate am pierdut. Hai să mai dăm un meci cu acest, cu acest deck. Pentru că mie mi se pare că nu e chiar atât de slab cum, cum am jucat în acest meci. Healerul ăsta e destul de lent, dar are avantajul că dă viață trupelor. Ok, vom da un Arrows aici, sper să prind eu toate trupele. Ok, a pus prințul, o să prind și noi bandita. Bandita care e un counter destul de bun pentru prinț. Vedem că l-a oprit din, din acel push. Ok, a pus... A pus ghost-ul. Punem și noi healer-ul. Deci vedem un război între bine și rău, între fantome și îngeri. Hai să punem și wizard-ul. Din păcate ne-a scos wizard-ul. Dar rezistăm destul de bine acestui atac. O să trimit și bandita. Sau mai bine începem cu Valkyra din spate. Da, așa vom face. O să încep de aici cu Valkyra. Cred că voi pune healer-ul pe partea, nu. Hai să-l punem aici. O să pun bandita pentru... mă așteptam să targeteze prințul pe bandită. Și vedem că trage destul de urât cu... cu prințesa pe partea dreaptă. Hai să punem aici Valkyra. Și ne luăm damage destul de urât pe partea stângă. Va trebui să facem un push puternic. O să pun și bandita. Dăm un... un zap acolo. Și din păcate meciul este pierdut. Nu prea mai avem ce să facem. Poate că nu e un deck așa bun acesta cu... cu healer, cu... wizard, lumberjack și ce mai avem pe aici. Da, cu siguranță nu este. Vom reveni la deck-ul clasic. Ok, am pierdut și al doilea meci. Ne vom întoarce la deck-ul clasic și vom reveni cu noi episoade. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!